Bună ziua, bună seara, dragii mei, cei cu soare lună veni să ascende în nodul nord în Fecioară. Sunt foarte curioasă cum o să iasă această etalare pentru iulie. Probabil că și voi sunteți într-un mister, într-un întuneric sau trebuie să țineți secret ceva, că poate nu degeaba se întâmplă toate lucrurile. Mă simt ca o vrăjitoare în acest moment. Mă pregătesc să fac cine știe ce chestie ciudată. E doar o etalare. Sper să vă aducă vești bune. Evident, mi-am făcut și cafea, cât de cât. Sper să nu-mi pice lucrurile, că stau așa într-un colțișor de cameră, să nu deranjez oameni. Wow! În fine, din seria mesaje de la îngeri. Pentru cei cu soare lună Venus ascendent, nodul nord în Fecioară. Ce aveți? Dragostea face diferența. Dragoste. Face diferența. Am mai venit la o zodie, dar nu mai știu în acest moment prin câte am trecut cu aceste cărți. Și fă ceva pentru cineva. Posibil în momentul în care acționați din suflet, din caritate, da? Cu drăgălășenie. Give your attention to another. În momentul în care arătați atenție cuiva, evident, cuiva drag, dar până la urmă oricui, începe să manifestați o vibrație înaltă, dragoste, da? Și înțelegeți undeva, cel puțin într-un colțișor din suflet, că dragostea face diferență, că dragostea ne ajută, că dragostea ne vinde de rănile trecutului și ne asigură un sens de sau o senzație de securitate și de stimul față de noi înșine. Nu contează musai pentru cine faceți acest sau către cine faceți acest gest, pentru că e foarte interesant, foarte interesant și la voi mi se ajung la chitarele emoționale. Lucrurile sunt mai profunde decât par. Da? Unii dintre noi, dintre cei din jurul vostru, probabil că sunt într-un somn al conștiinței, poate unii chiar și cei cu planete în fecioară, au un somn, deși în general sunt mercurieni, da? Și sunt foarte treji, măcar intelectual. Dar majoritatea lucrează și spiritual pentru că e casa șaptea peștilor, da? În opoziție. Mai devreme sau mai târziu, fecioara se trezește și spiritual. Și înțelege că lucrurile sunt mai profunde. Pentru cine nu înțelege, vine această etalare să vă certifice, să vă aducă aminte sau să vă atragă atenția că, deși nu înțelegeți, nu vedeți la suprafață niște lucruri, eventual niște evenimente, eventual niște schimbări în viața voastră și cred că treceți, o să vă arăt prin niște schimbări unii dintre voi, trebuie să înțelegeți, să vă aduceți aminte că lucrurile sunt mai profunde. Și, dragii mei, în continuare, acționați de ca și când partenerul este aici. Unii care v-ați despărțit sau sunteți separați sau sunteți, nu știu, singuri din diferite motive, văduvi, văduve, despărțiți, am zis, singuri, fără partener, acționați de ca și când partenerul este aici. Și asta faceți, și zic că se leagă, prin acte de amabilitate. Am spus mai devreme, în momentul în care împărtășiți ceva din voi, din suflet, și asigurați această senzație de încredere, că aceste animăluțe nu vin oricum, trebuie să aibă încredere în voi ca să vină. Prieteni, oameni necunoscuți care sunt în nevoie, eventual persoane dragi, faceți ceva pentru ei, vă ridicați în vibrație, atrageți dragostea, și evident că manifestați într-o formă subtilă, înaltă, acest partener. Și uite așa manifestați și acest mesaj, că lucrurile sunt mai profunde. Adică trebuie să acționați pe mai multe planuri. Dacă, aha, ce frumos, mersi. Dacă în plan terestru, în 3D, lucrurile par amorțite sau vi se par neclare sau că nu se mișcă în această direcție a unui parteneriat armonios, în plan 5D,
lucrurile sunt altfel. Îngerii, da? Îngerii lucrează de zor ca să vă aducă împreună, să vă aducă aproape de cine trebuie să fie în preajma voastră. Și spun asta pentru că, repet, unii chiar v-ați separat. Unii chiar v-ați separat. În continuare, acțiunile vorbesc puternic. Trebuie să acționați, da? Și zice, do, fă, da? Do something, fă ceva, da? Nu doar te ruga, nu doar gândi, nu doar scrie, nu doar manifesta față de... Manifestările se fac în multe feluri, da? Trebuie să manifestați și în plan fizic, mai ales că sunt semne de pământ. Dar în mod special atent, da? Și concentrați-vă pe dragoste. În momentul în care vă concentrați pe dragoste, dragostea aceasta... foarte complicată și se poate manifesta pe mai multe planuri, am zis. Faceți diferența între dragoste, prietenie, colegialitate sau o simplă, un simplu moment. Da, un simplu moment. Faceți diferența între ele. În momentul în care vă concentrați pe dragoste, sunteți fără limită. Și evident, fiind fără limită, vă atrageți acest partener. Înțelegeți? Sper că înțelegeți. Știu sigur că înțelegeți. Bine, mi-am mai făcut și așa un tic verbal, să zicem. Să zicem. Deci, aveți două cărți, cel puțin, cel puțin. Acțiunile vorbesc puternic și fă ceva pentru cineva ca să se miște lucrurile, da? Să se miște energiile, nu lucrurile, că lucrurile sunt tot energie, dar să se miște energiile din plan 5, să coborâți în 3D și să se miște și acolo. Pentru că în plan 5, mă trebuie să pun pauză, în 5D deja sunteți cu partenerul. Și repet, vouă vi se pare că nu înțelegeți? Vi se pare poate că sunteți singuri? Dar dacă acționați de ca și când sunteți singuri, mai stați în separare mult și bine. Acționați ca și când sunteți înconjurați de dragoste, da? Deocamdată cam acesta ar fi mesajul. Trebuie să-mi iau cartea de jos. Deocamdată acesta e mesajul de la înger și cred eu că se leagă, pentru că leitmotivul acestei etalări este credința. Dragii mei, credința. Și către o poziție înaltă este cale lungă, e o broscuță zestoasă. Trebuie să treceți prin multe posturi, să zic. De orator, de călător, de înțelept. Ca să descoperiți adevărata credință. Nu vorbesc de o atitudine religioasă. Nu. Sau dogmatică, sau obscură, în care spuneți un tatăl nostru sau vă închinați, lasă că Dumnezeu are grijă de mine. Nu, 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 așa ceva. Ia să pun un pic. Nu despre asta e vorba. Este vorba de adevărata credință. Și cât adevărata credință e cale lungă. Eventual cu credință, călătoriți prin multe experiențe și prin credință ajungeți la acea dragoste, la acel parteneriat ideal pe care toți ne dorim. La capătul setului de cărți. Ce aveți? Călătorie. Interesant că v-a apărut și la carieră travel, da? Tot călătorie. Însă aici este o călătorie spirituală în care lăsați un întuneric pentru lumină. Bănuiesc, nu? Așa ar fi frumos. Bate pițul. Lăsați întunericul pentru lumină. Ce număr este aici? 17. Poate să vă spună ceva. 17 și poate să vă mai spună 41 și cât? 31, interesant. 31, 41, da? 31 este? Da, 31. 3, comunicare. Călătorie, 1,
regăsirea sinelui, a identității. Eventual, trei înseamnă și colaborare. Înseamnă colaborare, construcție, vreau să spun. Și eventual creștere de la 1 la acel parteneriat care vă dă 4 stabilitate. Și aici, făcând ceva, schimbați. Ieșiți din 4, eventual dintr-un șablon, din niște energii fixe, care aproape au început să stagneze, da? Ieșiți prin 5, prin creativitate și prin acțiune. Ieșiți și schimbați vibrația, că e foarte important. Spuneam aici că intrați într-o teoretică, ar trebui să aveți credință că această călătorie, adică toate experiențele pe care le aveți, reprezintă, da, un cumul, da, reprezintă călătoria voastră spirituală. Și trebuie iar să alegeți, iar aveți lumină și întuneric, lumină și întuneric, se repetă. Trebuie să ieșiți din întuneric către lumină, cu credință, evident, cu credință, dragii mei. Și am senzația că ceva asemănător ați avut și luna trecută, dacă nu mă înșel, pentru că, în general, încerc și eu să mă curăț după fiecare etalare sau măcar după ce le termin pe toate și le cam uit. Aveți aici, în continuare, 5, nu, 10. 10 de cupe, 10 de apă. Pentru unii, o regină de foc v-a rănit, o regină de foc, un semn de foc v-a rănit, regina de foc și 3 de aer. Dar în acest context, da, poate ați fost la un consilier să încercați să refaceți pasiunea, să vă echilibrați heaven and earth, latura spirituală și materială, pragmatică. Însă, da, nu mai ridic, știm că este acolo. Acel 2 de spade, moment de alegeri, da. Poate aveți planete în balanță, unii dintre voi. Însă, unii poate ați sperat la cineva și s-a creat un trio. Unii. Pentru că a mai apărut de-a lungul timpului. Probabil acel grup. Nu toată lumea, evident. 3 de spade, regina de foc și aici un 10 de cupe. Cineva care v-a făcut să vedeți lucrurile altfel, emoțional. Da? Însă, a trebuit la un moment dat să luați decizii, să blocați lucrurile ca să hotărâți pe ce cale mergeți. Pe cea întunecoasă sau pe cea luminoasă, pe cea care vă întristează sau pe cea care vă aduce bucurie. Pe cea tradițională sau pe cea neconvențională. Pe cea a cuplului sau pe cea a independenței. Sunt multe variante. A trebuit să blocați ca să vă regândiți călătoria spirituală. Eventual, aveți încredere că toate sunt spre creșterea voastră spirituală. Ar mai fi o altă variantă, un alt mesaj, să zicem. În momentul în care vă luați timp pentru decizii de a separa lucrurile, da? Separați întunericul de lumină, ca să vă găsiți cărarea, adică să fiți un pic în neutralitate. Interesant că și aici e lumină și întuneric și cărare și drum și călătorie. Fiți un pic neutri. Da? Centrați. Trebuie să vă centrați. Interesant. Dacă știți să faceți meditații și conceptul ăsta, trebuie să vă centrați. Ca să puteți ajunge la 10 de cupe, la bucuria supremă, la fericirea supremă, trebuie să vă centrați și, în primul rând, o găsiți această bucurie supremă în voi, centrându-vă, înțelegeți? Și pentru asta trebuie studiu, pentru că în aceste de cărți, ca să nu raportez de fiecare dată la tarot. 3 de aer reprezintă studii, este Mercur. Sunteți voi care studiați și care a apărut și la carieră. Da? Studiu. Studiați, eventual, cum să vă refaceți încrederea în voi,
Regina de foc are încredere cum să manifestați un foc interior care arde și eventual nu s-a manifestat până acum. Cum să vă manifestați creativ, întreprinzător. Să vă conectați la intuiție, că regina e conectată la intuiție. Cum să generați acel foc din chakra a treia. Într-o direcție care vă susține emoțiile și pasiunea, da? Cavalerul de apă și asul de foc care a apărut și în carieră. Într-o direcție în care voi vă puteți manifesta conform emoțiilor și pasiunilor, da? Echilibrați emoțiile și focul în ceea ce reușiți să puneți în practică. Și uite așa, ajungeți să manifestați un soi de echilibru, repet, între cer și pământ. Eventual, iar călătoriți. 3 de foc, da? Aveți și aici un călător. Călătoriți și, dragii mei, deveniți eroul vieții voastre. Nu cel care observă, nu? Nu stați să vă observați cum repetați eventual, cum manifestați proiecțiile altora. Nu, deveniți eroul vieții voastre. Deveniți un erou. Poate eventual pentru cineva. Da? Și manifestați încet, încet, încet înțelepciune. Aici e eremitul. Și vă apropiați de regina de apă. Regina de apă ar putea să fie dragoste față de voi. Un fel de a selecta oamenii cărora le oferiți dragostea, că regina de cupe nu se oferă oricui. Deveniți eventual mai emoționali. Poate vă apropiați de cineva cu planete în rac sau un alt semn de apă. În primul rând, intrați într-o lume emoțională. Mai ales pentru cei care au fost închiși, să zic, că știm că, că fecioarele, poate fecioarele în mod special era mesajul pentru doamne, dar sunt și convinsă că și bărbații din fecioară nu se deschid emoțional chiar atât de ușor. În general, semnele de pământ nu se deschid ușor emoțional. Și aici este o călătorie, pentru că sunteți foarte precauți. Foarte precauți, e dreptul vostru, evident. Și o să vă arăt imediat de ce. De ce? Pentru că am spus, leitmotivul acestei etaluri este credința. Acum urmează să pun cărțile pentru prima persoană și a doua. Voi și un partener. Care ar fi el, copil, membru al familiei. Bine, copilul membru al familiei. Să zic, soț, soție, mamă, tată, coleg, colegă, iubit, iubită. Sau persoana visată. Iar, variază. Se vede că ați suferit. Apare 5 de cupe. Ați suferit. Ați fost unii clar într-un trio. Ați fost trădați într-o căsătorie. Și apare de 2 ori 4 de bâte și Marele Preot. Într-o relație cu un suflet pereche. V-ați blocat. V-ați blocat. Aici sunteți voi, regina de monede. V-ați blocat. V-ați gândit foarte mult la această situație. Însă, vreți să o schimbați. Pentru că a devenit toxic. Toxic. Eventual, mai există și varianta că vă doriți obsedant dragostea adevărată. O dragoste care vă vindecă. Pentru că am văzut și regele de cupe. Dar se vede că ați fost blocați mental, v-ați blocat singur sau ați acceptat să stați într-o energie negativă prea mult. Energie mentală sau influențe. Influențele altora, mentale, nesănătoase. Voi ați acceptat. Noi acceptăm. Însă, transformarea vine mai devreme sau mai târziu prin credință. Credința apare și la Marele Preot. Da? Există și varianta că în momentul în care lăsați, adică nu vă mai concentrați pe trecut, și aici e foarte important, vă concentrați pe credință, pe acel partener, dragii mei, care trebuie manifestat, acționat de ca și când partenerul este aici.
Nu vă mai gândiți nici la trădări, nici la faptul că nu este. E aici, e chiar în spatele vostru, sufletul perechi. Uite, doi de cupe. Da? Doi de cupe, e chiar aici. Doar trebuie să vă răsuciți. Eventual să vă schimbați un pic perspectiva și să înțelegeți că dimensiunile astea la un dat se suprapun. Noi trăim în 3D, dar asta nu înseamnă că nu putem trăi și acolo în 5. Și în momentul în care înțelegeți acest lucru, reușiți să puneți bazele, vin și cu cealaltă variantă, să puneți bazele unei relații. În primul rând să puneți bazele, să vă puneți, reconstruiți, să vă reconstruiți credința, că avem două figuri spirituale, și să puneți bazele unei relații spirituale, unei relații care deja e construită în altă dimensiune, unei relații în care există comuniune emoțională, sufletească, spirituală și de altă natură. Însă, am spus că prima carte a venit magicianul. Aceștia sunteți voi, magicieni, nu neapărat magicieni. Este Mercur. Mercur simbolizat de gemeni sau de fecioară. Simt că acest rând este special dedicat pentru fecioară. Vedem cum se manifestă. Deci, în suflet, vreți să manifestați. Să manifestați ceva nou. Da? Să lăsați eventual acel trecut. Eventual să manifestați acel suflet pereche ideal care încă nu este. Pe care, la care trebuie să vă gândiți de ca și când ar fi aici. În suflet, eventual, simțiți, vom vedea, nu știu dacă o să am timp de clarificări, dar sper să înțelegeți această etalare, că deja se lungește foarte mult. În suflet, simțiți, eventual, că e suflet și simte, că sunteți pe cale sau deja aveți unii dintre voi toate instrumentele ca să manifestați ce vă doriți. Să zic ceva nou. La ce vă gândiți? Ia să vedem. Ok. Oh. O carte care a venit invers. La putere. Puterea, leu sau fecioară. Sau poate aveți acolo planete sau o relație cu un leu. Însă, ideea e că a venit invers. Vă gândiți că v-ați pierdut puterea lângă cineva. Nu degeaba vi se aduce aminte să aveți credință. Și am vorbit de încredere, da? Și la sănătate. Și mai devreme la varianta a doua de interpretare. Dați în urmă ca să reascultați, dacă vreți. Ia să vedem, se aude? Se aude. Deci vă gândiți eventual la un semn de foc, sau voi, în relație cu un semn de foc, sau eventual vă gândiți că ați așteptat poate unii prea mult, v-ați abținut unii, prea mult și nu mai puteți să vă abțineți. Alții chiar nu puteți să vă abțineți într-un cuplu, într-o direcție. Nu stau să vă judec eu în ce direcție sau să vă sugerez. E o chestie de control. Repet, e posibil ca cineva să încerce să vă controleze. Și din acest motiv să pierdeți putere. Putere, ego, chakra a treia, încrederea în voi. Relație la distanță? Pentru unii sau peste hotare sau peste o apă? Nu neapărat la distanță. Poate sunteți cu acel cuplu peste o apă. Însă, trecând peste interpretarea asta, învățați, vă gândiți eventual, că trebuie să vă vindecați aici, este semnul vostru, să zicem. Este varianta mică a eremitului. Trebuie să vă vindecați mental, să vă calmați, pentru că s-a văzut în mai multe etape că ați fost foarte stresați și la sănătate și aici ce v-am arătat. Acum câteva minute, da? Posibil.
să vă vindecați în relație ori cu un taur, ori cu o balanță, ori cu mama copiilor, ori cu soția sau mama voastră. Trebuie să vă vindecați unii dintre voi. Și în momentul în care vă vindecați, începeți să vedeți, ei, ce frumos, să aveți credință. Și credința se manifestă prin optimism, da? Să vedeți lucrurile în zare, da? Să simțiți oportunitățile cum vin și ce frumos să manifestați acest partener care, chiar dacă nu este lângă voi, acționați, v-am mai zis eu cum este cu acționatul, acționați de ca și când este lângă voi. Faceți loc în dulap pentru hăinuțe, faceți loc în pat, puneți două perne și tot așa, și tot așa, cum mai vreți voi să manifestați, da? Începeți să aveți credință. Eventual, dacă e o chestiune care ține de bani sau de alte lucruri, vedeți oportunitățile. Și iar, poate că a fost un trio. Poate că a fost un trio. Cum acționați? Cum acționați, picioare? Cu grijă? Ia să te... Că așa fac picioare. Sunt grijuri. Nu prea vorbiți. Valetul de spade, dar în aceste de cărți, valetul de spade, da, e bine să le mai schimbăm, nu prea vorbește. E bine. Țineți, nu neapărat secret. Țineți pentru voi ce vreți să manifestați, pentru că în suflet vă gândiți eventual la voi că e magicianul. Posibil. Unii, nu toată lumea. Unii. Studiați problema, că a apărut și studiu. Pe internet, poate le studiați contul de Facebook sau, eu știu, ce mai afișează ei pe mass media, pe internet. Sau dacă într-adevăr e vorba de un studiu că vreți să manifestați ceva, studiați, dragii mei. Și vă zic sigur că și eu vreau să îmi continui studiile și trebuie să încep căutările și pe internet și prin biblioteci pentru ceea ce mi-am propus să studiez. Și spun asta pentru că am niște planete progresive în fecioară și interesant cum corespunde mesajul. Ce, cum acționați, regele de monede, ați putea să fiți voi. Acționați cu pasiune, mai în tăcere așa, dar dacă e vorba de un studiu, studiați cu pasiune. Cu pasiune. În general, fecioarele au și planete în semnul leului. Eventual vreți să luați de la zero? În secret. În secret? Poate, poate. Poate vreți să aveți totuși ceva interesant, unii, nu toată lumea, cu un semn de apă sau cu un berbec. Nu, cu berbecul nu, că vă consumă. Poate semnul de apă, dar eventual vă consumă și emoțiile prin care treceți unii dintre voi într-o relație cu un suflet pereche. Mai, înțelegeți? Sper. De ce vă este frică? Toți avem frici. Să nu vă considerați voi mai curajoși decât alții. Toți avem frici. De ce vă este frică? Semn de foc. Vi se pare că acest semn de foc este egoist? Punctul vostru de vedere. Poate al lor nu este. Pe de altă parte, vă este frică? Posibil că nu veți avea succes în această nouă direcție, din acest motiv, pentru că nu aveți încredere, pentru că nu aveți putere. Nu aveți putere, gândiți că nu aveți putere, că v-ați pierdut puterea și din acest motiv manifestați această frică. Da? A insuccesului, a eșecului. Interesant. Și totuși în suflet. În suflet. Poate totuși o să clarific. Cum facem sau cum faceți să aveți acest sau... Care e treaba cu acest magician? Care e treaba cu acest magician? Și iar,
Vreți o schimbare după o situație toxică cu un suflet? Măi! Și au venit și cărțile invers? 10, nu, 9, aici sunteți voi. Voi dezechilibrați. A venit invers. Voi nu vreți să mai arătați dragostea cuiva? Nu vreți să renașteți? Nu vreți să mai luptați? Nu mai aveți credință? Steaua invers? Mai. Pentru că au fost chestii toxice. Și totuși, nu, într-o direcție. Și totuși vă doriți schimbarea. Ia uite. Și sunteți foarte, într-o energie foarte mentală, foarte negativă. Nu mă vreau. Nu. Cu tine nu. Ceva de genul ăsta. Sau cu X, sau în direcția aia, sau eu știu ce. Să le pun în poziția normală. Au apărut în acest moment. Așa au fost. O să le pun normal. Poziția fricilor. Și nu degeaba le-am citit aici, la frici, da? Nu mai vreau povestea respectivă. Ce vă doriți? Am văzut și moartea, transformarea. Iar cu un semn de aer, unii vreți să vă vindecați. Iute. Moartea, da? Cu un semn de aer. Vreți să vă vindecați, că dacă e inima invers, e de bine, da? După niște chestii toxice, cineva, ia, uite ce cărți, cineva chiar nu mai vrea dragoste să ofere cuiva. Nu mai vreți. Vreți să vă eliberați emoțional. O să mai fac o dată niște etalări în care vin și cărțile invers. Acum, la un dat, le-am scăpat pe jos și au vrut să se arate așa, cu capul jos. Probabil cu un scop, știți cu voi. Că totul are legătură, ia uite. A și picat ceva. 3 de cupe. Stați un pic. 3 de cupe. Cavalerul de bâte. Pentru unii clar că a fost o aventură. Oricum semn de foc, oricum semn de aer. Da? Ați încercat ceva. A fost în început, ori ei au încercat. Dar au fost 3 de cupe. Ați intrat într-un trio amoros, într-un triunghi amoros unul dintre voi? Sau pur și simplu a fost o nebunie, a fost o fantezie? Da? Și s-a oprit la 5 și v-a lăsat cu lacrimi. Haideți să vedem ce vă doriți. Mai. Drăguț! Și a venit și aproape. Temperanța. Și a apărut, dacă nu mă înșel, în aceeași poziție la leu. Dacă aveți de-a face cu un leu, vreți să vă vindecați și ei și voi. Eventual trebuie să vă calmați dacă sunteți în parteneriat și să vă echilibrați amândoi, unul pe celălalt. Dacă sunteți cu un leu, capărul și la leu. Da? Vreți să vă vindecați? Să vă dați timp și temperanța vorbește despre credință? Da? Există setul acela clasic în care comunicați cu îngerii, dar până una alta vă echilibrați emoțional și pasional și focul și sufletul. Din acest motiv, posibil a apărut și puterea inversă, uite, în legătură cu acest suflet pereche. Posibil pentru unii semn de foc, pentru unii, nu pentru toată lumea, pentru alții poate să fie semn de apă. Sunt conflicte în legătură cu această împăcare, renaștere. Sunt conflicte, sunt și argumente. Vreți să închideți acest capitol. E o chestiune secretă, să zicem, în familie. Păstrați... Nu spălați rufele în public, cum se zice, nu? Ce mai picat? Hai să vedem ce manifestați. Ce reușiți să faceți? Să puneți în practică? E drăguț. Regina de monede. Ceva creativ. Am zis că regina de monede face din orice bani, dacă vrea.
ceva creativ sau o latura voastră sau vă întâlniți cu cineva care vă dă stabilitate, dacă nu sunteți voi. Dacă nu sunteți voi. Dacă sunteți voi, vă echilibrați financiar și da, știu ce. Vă înțelegeți valoarea. Că regina de monede își înțelege valoarea. Monedele reprezintă valoare. Bani, aur, valoare. Vă eliberați eventual. Poate unii dintre voi iar călătoriți. Aveți două cărți care arată călătorie. Posibil călătoriți către cineva pe care îi vedeți de o valoare specială. Că au o valoare specială în viața voastră și care vă ajută. Vă ajută să vă recâștigați încrederea în voi. Pentru că nu mai vreți, uite, nu mai vreți să munciți. Nu mai vreți să vă consumați energia, nu mai vreți să pierdeți nopțile într-o anumită direcție. Vreți să renașteți și să puneți capăt eventual argumentelor, iar e o chestiune a secretelor, lacrimilor, cui vreți. Da. Deocamdată cam așa. Deocamdată cam așa. Să și pun cărțile normal. Într-o direcție nu mai vreți să munciți, asta e clar. Cu vii la locul de muncă. Variază. Cu fiind relație, familie, în fine. Oricum, vă doriți temperanța și cu răbdare reușiți să manifestați echilibru și valoare. Continuare. A picat ceva? Deja a picat. Wow! Persoana a doua. Ce are în suflet? Regele de cupe. Persoana a doua, care o fi, are multă dragoste. Dragoste cât un ocean. Și emoție. Chiar în suflet, domne, nu e nici mental, nici la dorințe. Chiar în suflet. Au un suflet imens. Persoana a doua. Cine ar putea fi această persoană? Voi știți. Însă nu uitați că regele de cupe unor nu arată. Câtă dragoste are, câte emoții are, nu își arată. Oceanul că altfel v-ar copleși. Altfel, cei care... Nu, dar e imposibil de văzut un ocean, da? Una e să vezi o cupă, o picătură, dar alte. Deci nu ai cum să vezi ocean. Cât ai încercat. Nu arată. Persoana cu care comunicați telepatic? Probabil îi simțiți că i-ați mai întâlnit în altă viață. Posibil pentru unii să fie semn de apă. Poate chiar pentru unii să fie acest semn de foc. Totuși să vă iubească acest semn de foc. Pentru că vă 10 de bâte, 9 de bâte, 7 de bâte. Și steaua. Pentru unii, posibil, nu pentru toată lumea, pentru unii care trebuie să se vadă în harta voastră, în sinastrie, niște conjuncții, pe nodul nord, pe destin, da? Dacă aveți conjuncții pe destin, cum știu eu pe cineva, semnul acela de foc vă iubește. Chiar dacă vă consumați unul pe celălalt. Chiar dacă vă consumați unul pe celălalt. Dar vedeți voi, când lucrurile nu merg, dragostea aceasta, că tot este, dragostea face diferența, da? Aveți credință, eventual, care din voi trebuie să aibă mai multă credință în această dragoste, rămâne de văzut. La ce se gândesc ei? Oh, sunt și dezamăgiți. Voi vă gândiți că v-ați pierdut energia, ei sunt dezamăgiți, sunt răniți, sunt răniți.
interesant. Da? Și iar apar aceste semne de foc. Cărți de foc. Eventual, vreți vindecare și unul și celălalt. Chiar dacă știți că ați avut un destin, astea, la un moment dat, trebuie să destinul să fie vindecarea mai presus de toate, pentru că nu poți să stai într-o relație care te rănește în continuu. Voi sau ei. Mulționați. Da? Vreți să vă apărați vindecarea, cum a apărut mai devreme. Vreți să vă apărați credința? Mă auziți? Mă auziți, da? Care? Ia uite cum acționați. Sau cum acționează ei. Eventual acționează, încearcă să se concentreze pe bani, pe un nou proiect, pe o nouă fază în relația voastră cu voi, că este de pământ. Cum acționează. Să încerc să mai clarific. Și iar s-a oprit la nouă debut. Care blochează, eventual nu comunică. E supărat, e soarele invers, e soarele semn de foc, eventual. Pentru că trebuie să aleagă între o chestiune toxică și apare semn de pământ. Fantezii și cavalerul de bute, aventurierul. Ceva s-a întâmplat, înțelegeți? Nu trebuie să spun eu chiar cuvinte ca să spuneți că nu eu, că ălălaltul, dar să... Nu trebuie să arăt eu cu degetul. Simțiți că, vorba aia, suntem toți oameni subtili. Ceva s-a întâmplat. De ce este frică? De ce este frică? Ia uite, de voi? Fantastic, băi, nu se poate. Dacă sunteți un semn de foc și am zis că pe primul rând a apărut magicianul și teoretic a trebuit să fiți voi, da? Mercurienii, voi, cei cu Mercur, voi este frică de acest semn de foc și semnului de foc eventual sau partenerului neapărat, este frică de voi. Septembrie, da? 9 de monede. Eventual, dacă sunteți un cuplu, într-o căsătorie, îi este teamă că o să rămână singur. Posibil să agați. Să agați. Foarte ciudat. Și repet, chiar dacă nu e semn de foc, ar putea să fie faptul că vă este frică unora că ei sunt egoiști, că au nevoie de atenție, că sunt narcisiști. Există și varianta asta. În cazul în care nu e vorba de eșec, da? De frica de victorii și tot așa. Pentru că, iau-te, și ei se simt trădați. Le este frică că iar vor fi trădați. Iau-te, regina n-are încredere. Regina de bute invers înseamnă și o aventură. A doua femeie, a treia femeie. Obsesie, griji mentale. Minciuni. Acum mă le văd. Într-o căsnicie. Ce ciudat. Pare rău pentru aceste cărți. S-a văzut și la sănătate că o decepție mare va afecta sănătatea. S-a văzut și aici că cel cu Mercur, da, fecioara teoretic și-a pierdut puterea, da, puterea. Să nu uităm că leul e casa a cincea a inimii, da. Pare rău. Îmi pare foarte rău. Dar sper să vă regăsiți această credință și să înțelegeți că lucrurile sunt mai profunde și până la urmă tot rău spre bine, la adică. Da? Trebuie să alegeți vindecarea. Da? Ăsta ar trebui să fie destinul oricărui om. Vindecarea. Nu zice nimeni că trebuie să stați lângă cineva care vă rănește continuu. La fel și pentru ei. Ce își dorește persoana a doua? Ia să vedem. 8 de cupe, să se detașeze emoțional, să plece. Persoana a doua nu e nici satisfăcută, s-a văzut, da? E rănită, are 3 de spade în gând. În suflet,
A fost o dragoste mare. Eventual, posibil, posibil, își doresc să meargă către un semn de apă. Pentru că în suflet apare semn de apă și în poziția dorințelor, 8 de cupe merge către 9, către satisfacții emoționale. Pe de altă parte, dacă nu-i semn de apă cineva care îi umple cupele, da? Să se detașeze de toată această amărăciune, tot acest pelin sau cupe goale și să meargă către 9. Știm bine că 9 înseamnă e similar cu steaua, cu vindecare, cu autosuficiență, dintr-un punct pozitiv, da? Dintr-un punct de vedere pozitiv. Regele de cupe înseamnă și vindecare sufletească. Regele de cupe înseamnă și un consilier emoțional, psihologic, dacă e în suflet. Suflet simt nevoia să eventual discute, să călătorească către cineva și să împărtășească. Posibil și asta. La capătul setului de cărți, 8 de monede. Își doresc să muncească, da? Să-și găsească echilibru și să își apere eventual avuția, veniturile și vindecarea, credința. Și iar e vorba de o călătorie, de o comunicare. Călătorie, cred că mai degrabă către această vindecare. Opa, opa. Doi de spade, îndrăgostiți. Uf, nu. Nu. Doi de spade, îndrăgostiți și diavolul. Există totuși o dragoste obsedantă, o atracție sexuală pentru cineva. Există obsedant. Eventual, dacă există așa ceva, ia uite, cu care nu comunicați, să nu comunică ei, își doresc să meargă. Ați putea să fiți voi, unul dintre voi. Bine, v-am dat mai multe variante. Nu vreau să vă fixați pe o singură variantă. Ce a reușit să manifestați? 4 de... Mai, nu se poate. Seamănă cu leu. Seamănă cu etalarea de la leu. A doua persoană, dacă nu mă înșel, a doua persoană a avut tot 4 de bute. Și aici tot la a doua persoană. Și la prima persoană a fost în aceeași poziție a dorințelor, a fost temperanța. Aveți legătură cu un leu, asta e clar. Se termină iar la muncă. Se concentrează pe muncă. Aici este leu, da? Pe strălucirea lor. Eventual, vor să reconstruiască o separare. Să evite o ruptură. Vor să evite totuși o ruptură. Eventual, învață să se iubească, să nu mai depindă de dragostea altora. Însă, ca și manifestare, această căsnicie sau relație, unii dintre ei. Cavalerul de cupe. Valetul de cupe. Aventură. Cavalerul de cupe iar. Nu vrea să arate emoții. Nu vreau să ofere emoții. Pentru că a fost o situație. Vor justiție. Poate. Poate. Unii, poate, nu toată lumea, să-și dorească o balanță. Câțiva. Poate aveți acolo planete în balanță. Wow, 49 de minute. Hai totuși să clarificăm cu aceleași cărți
Ce e cu magicianul ăla? Magicianul? Cine? Da. În suflet. Sunteți voi, magicianul, la Zodia Fecioare Mercur, lângă 10 de bute, căsnicie care vă consumă, job, dacă nu e căsnicie, dar cred că pentru unii căsnicie, iar semn de foc. Și iar s-a oprit setul la 7 de bute, steaua, vindecare, trădări, clarificăm 10 de bute. Clarificăm 10 de bute. Clarificăm 10 de bute. Da? Justiția. Unii chiar vă gândiți la o separare. Justiția înseamnă divorț. Justiția înseamnă divorț în suflet. Ca să manifestați acest nou început. Unii, nu toată lumea, și repet, poate să fie despre job. Voi alegeți poziția în care sunteți. Pentru că sunteți mulți, o etalare colectivă. Ia uite, asul de cupă, vindecare. Dacă e dragoste, vreți o dragoste care vă hrănește, care vă înțelege, care vă ascultă. Vreți schimbare. Vreți să investiți înțelept într-un nou început. De ce puterea invers? Repete, că iar s-a făcut o oră. De ce puterea invers? Spânzuratul invers. Pentru că s-a făcut prea multe sacrificii. Prea multe. Prea multe. Eventual. Puterea invers pentru că nu vă puteți dezlega unii dintre voi. Vă doriți să vă dezlegați și nu aveți putere. Dar nu aveți putere să vă dezlegați. Deși vă doriți. E în gândul vostru. Eremitul. Chiar aici sunteți voi trădați sau... Iar 10 de cupe invers, pică casa cu acoperișul în jos. Suferința acasă, în cuplu, mai. Ce planete aveți voi aici? Nu neapărat toate fecioarele. Poate aveți lună, poate aveți alte planete. Ia uite, vreți să vă vindecați. De ce este... Hai să clarific repede. Valetul de spade. Ca să vă vindecați. Tăceți, da? Ca să vă vindecați. E bine. Și, eventual, vreți să luptați pe protecția voastră. Luptați ca să vă protejați. Să luptați, adică munciți pentru protecția voastră. De ce? Uf, nu. Nici n-am întrebat. Sunt lacrimi. Lacrimi, pierderi. Emoționale, în primul rând, poate. Deci este 6 de bute în poziția fricilor. 6 de bute. Secrete. Frici. Repet, frica de eșec, frica de un narcisist, frica de un semn de foc, frica de... Vă este teamă că ei au secrete? Variază. Știți cum e? Că l-am dat și unul și celălalt se acuză. Și poate nici unul, nici celălalt nu are dreptate sau poate amândoi au dreptate. Niște secrete. Vă este teamă. Pentru unii, dacă vreți să mergeți către un semn de apă, poate are legătură și cu semnul de apă. Oricând veți avea victorie cu ei. Dar luna înseamnă frici, mai presus de toate. Și apare chiar în poziția fricilor. Probabil că sunt niște frici pe care le moșteniți, înțelegeți? Temperanța. Clarificăm temperanța.
De aici sunteți voi. Vrei să aveți temperanță, să luați pas cu pas pentru vindecarea voastră, pentru echilibrul vostru. Da? Eventual, de la zero. Eventual, o chestiune secretă în familie. Uf! Regina de monede. Ce complicat. Regina de monede e o persoană ori din copilărie, ori pe care o simțiți, cu care comunicați telepatic, o persoană de valoare, posibil semn de apă, posibil la distanță. Da? Repetă, îi simțiți telepatic, cu fi din copilărie, cu fi din altă viață, variază, e o relație la distanță, sau neapărat relație, o comunicare, că e trei, o comunicare. Comunicați telepatic la distanță cu acest personaj. Eventual. Da. Unii chiar sunteți îndrăgostiți de acest personaj, unii. Sau ați fost cândva, visați. Visați la o pasiune, regele de bâte, da? Regina de bâte. Dar e o opțiune la care trebuie să vă gândiți bine. Ce este cu regele de cupe? Mă întristează un pic, dar arată sincer. Mă întristează regele de cupe. Fost clarificat, nu? Deci în sufletul persoanei numărul 2 e soarele. Regele de cupe. Fost clarificat de cavalerul de cupe, de turn și de soare. Cineva care le umple sufletul, care i-a trăsnit într-un fel sau altul, îi trezește. Oh, amândouă vorbesc despre trezire spirituală și turnul și soarele. Da? Eventual o persoană cu care s-a întâlnit într-un mod neașteptat, da? Și care are un fel de a fi emoțional, care îi trezește la spiritualitate. Vedeți? În suflet. Îi trezește. Și le răstoarnă tot sufletul, toată construcția sufletească, dar e o transformare în bine. Probabil că ar dori să comunice emoțional câtă dragoste are pentru acest personaj. Apare foc și apă. Foc și apă în sufletul acestei persoane. Dacă aveți planete pe acolo și vă regăsiți, da, 9 de cupe, schimbare, da? 9 de cupe, fericire, speranță, împlinirea tuturor dorințelor. E cineva în viața acestei a doua persoane care s-au întâlnit într-un mod neașteptat și care le aduce bucurie. De ce 3 de spade? Poate sunteți chiar voi în această poziție și, da, posibil, există și voi, vă alegeți voi poziția, da? Poate sunteți chiar voi în această poziție, care visați la cineva, da, sperați. Și magicianul să vă reprezinte pe voi în sufletul lor. Vă alegeți poziția. 3 de spade. Ia uite, 3 de spade, valetul de monede. Teoretic, semn de pământ. Mental. Persoana a doua, ori voi sunteți răniți și vă gândiți la aceste răni, ori ei se simt răniți de voi. Ori una, ori alta.
au temperat-o. Cineva a fost dominator. Manipulator, că a venit invers. Împăratul invers. Cerca să controleze fericirea cuiva. Și celălalt vrea să se detașeze. De ce este asul de monede? Asul de monede. Mamă, iar să pot. Asul de monede. Asul de monede, vă concentrați pe stabilitatea voastră financiară ca să... eventual refacerea sănătății voastre. O sănătate solidă. Persoana a doua. Care o fi? Că sunteți voi, că sunt ei. Cum acționați? Da, monedele înseamnă valoare. Încercați să vă înțelegeți valoarea. Eventual vă faceți griji, prea multe aveți grijă, sau persoana a doua care este își face griji pentru voi, își face griji pentru voi, persoana a doua, eventual. Sunt trei ași, asul de monede, asul de cupe, asul de bâte. Persoana doar își dorește totul cu cineva. Tocmai pentru că a fost rănită. Așa simplu. Și trebuie să decidă. Să se lupte pentru acest suflet pereche care vrea să aibă totul. Asul de monede, asul de cupe, da? Și asul de bâte. Eventual să lase în spate pe cineva, da? Că tot apare trei de spade la gânduri, să lase, că nouă înseamnă eliberare, să lase durerile, grijile. Posibil să și gândește insistent la așa ceva. De ce apare nouă de monede în poziția fricilor? Persoana a doua, dacă nu sunteți voi, și este teamă de voi, este teamă de voi că nu veți mai colabora cu ei, da? Eventual se mai gândesc la altcineva. Sau pentru că nu ați colaborat cu ei, se gândesc și la altcineva. Dacă sunteți voi, am zis că voi este teamă să fiți singuri. Nu, e o persoană singură. Vă este teamă orică nu vă puteți echilibra finanțele, orică nu găsiți colaborările, nu vă puteți reconstrui. Reconstrui. Pentru că e invers. E o teamă. E o teamă. Încercați să nu manifestați teama asta. Dar eu cred că pentru mulți ține de... de o relație. Da. De ce este 8 de cupe aici? 8 de cupe iar are legătură cu semn de foc. Vă doriți să, persoana a doua, își dorește să blocheze pe cei care nu le aduc bucurie. Vor să se detașeze eventual de cine e. Nu-și deschide sufletul, de cine îi blochează. Înțelegeți? 9 de bâte și 8 de cupe. Deci este 4 de monede. 4 de monede. Sper să fie clar și de ajutor pentru unii dintre voi. Știți că nu creez scenarii, mă strălui din toate puterile să nu creez scenarii, pentru că nu vreau să vă programez, să manifestați ceva anume, să vă alegeți voi programarea voastră. Asta vreau. Dacă e o relație, încercați să o înțelegeți. Da. Să manifestați această călătorie spirituală, eventual, să aveți credință, să vă regăsiți credința, că ăsta e light motivul, credință, trebuie să aveți credință.
Dacă lăsați pe ceva, pe cineva în urmă, să aveți credință că vă veți găsi perechea, că vă veți găsi pe voi, da? Dar persoana a doua reușește să manifeste eventual ceva stabil ori cu o fecioară, ori să mențină stabilitatea cu o fecioară, persoana a doua, dacă e altcineva, dacă sunteți voi, fecioarelor, vreți să înțelegeți cum să puneți bazele unei relații și plăcute, nu doar stabile, și plăcute și pasionale. Eventual vreți să treceți și sunteți conștienți că trebuie să treceți printr-o călătorie împreună cu această persoană de creștere spirituală. Călătorie prin întuneric ca să vă găsiți lumină. Pentru unii poate e o tăcere între fecioară și un semn de foc. Pentru unii. Aveți nevoie de vindecare, steaua, și să vă faceți planuri. Cum să ieșiți din singurătate, din sărăcie, într-un ritm normal, să nu vă grăbiți, și să alegeți, să fiți selectivi. Unii chiar vă doriți un semn de apă, cel puțin la numărul 2. În secret să faceți o ofertă. Unii. Da? Vedeți pe unde sunteți. Cam aceasta e etalarea. Destul de obositoare. Și mă întristează. Pentru că am mai văzut de-a lungul timpului problemele astea. Posibil această eclipsă iar le readuce în discuție. Ziceți și voi. Însă, e bine că totul s-a oprit la stea. Pentru persoana a doua și pentru oricine. Că stea e de bine, e vindecare. E credință. Aha, steaua e credință. Și ca să vă regăsiți credința, că vă veți face sau voi sau ei vă veți reface sau face această, eu știu, fundație, casă, relație de lungă durată, trebuie să treceți prin această călătorie, journey to happiness. Trebuie să studiați și să aveți încredere, nu doar, adică încredere în voi, nu doar credință în Dumnezeu, dar și în voi. Cam această etalare, sunt foarte curioasă, iar o oră și 8 minute, foarte curioasă pentru cine am vorbit. De fiecare dată mă întreb, oare pentru cine vorbesc? Vă pup! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vindecare, dragostea adevărată pe care toți ne dorim. Vă pup! Pa!